Astăzi vă voi spune toate chestiile care îmi plac la mașina asta. E a doua oară că filmez clipul ăsta pentru că celălalt pe care l-am filmat era tot blurat și trebuie să fac chiar clipul ăsta. Deja am făcut niște modificări mașinii, o să le vedeți pe clipul ăsta și în clipul dedicat care o să vă arăt ce modificări am făcut. Dar înainte să începem clipul, v-aș ruga enorm de mult să apăsați butonul de like, de aia că cum fac speedrun, aș vrea să ajung la 200.000 de abonați în 2 săptămâni. Când ajung la 200.000 de abonați, o să dau drumul la un giveaway mega tare pe Instagram. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii ce vă doriți voi să câștigați la giveaway, ca să și eu să mă pregătesc din timp. Neapărat apăsați butonul de like la vlogul ăsta ca să se ducă mai tare și ca să facem mai repede 200.000 de abonați și hai să-i dăm drumul. Mașina, cum ați văzut în clipul de prezentare, o să vă mai arăt încă o dată așa pe lung. Este un BMW E60, adică seria 5, cu motor de 3000 biturbo. Recent am aflat că mașina are un soft de putere. Ea acum are 340 de cai și e din punctul meu de vedere genială. Pentru că are putere, frate, și se simte chestia asta. Iarăși îmi place foarte mult la mașină. Ideea e că a trecut o săptămână de când o am și încă sunt în luna de miere și băi, îmi place atât de mult să vorbesc despre mașina asta de fiecare dată când discut cu cineva. Se întâmplă să vorbim despre mașină, le-am dat-o și youtuberilor să se dea, o să aveți un clip cu reacția lor. Băi, sunt ca nebunii, nu se aștepta niciodată să tragă așa mașina asta. Și mă rog, o să vedeți în clipul ăla. Ideea e că mașina are un pachet M de fabrică și eu i-am pus separat oglinzile astea care arată frumos și semnalizarea dinamică. Cum am zis, mașina are pachetul M de fabrică, cel puțin așa mi s-a spus. Și mi se pare că îi dă o alură așa mai sportivă. Evident, asta face pachetul M. Ce-mi place mie foarte mult este spatele mașinii care arată foarte agresiv, la modul că avem 4 evacuări active toate, adică nu sunt niște evacuări fake care să fie useless. Topurile pară mi se mie că sunt puțin fumurii. Și ce mi se pare iarăși foarte tare la mașina asta, sunetul. Hai să-i băgăm repede cheița. O voi o să vă duc afară să auziți mașina. Vă las un pic aici, mă întorc. N-aveți cum să mă mințiți nici pe mine, nici pe voi că ăla nu e un sunet frumos de diesel, frate. Și mi se pare super tare fluieratul ăsta pe care l-are din cauza turbinelor. Bine, într-adevăr, mi-ar fi plăcut mult mai mult să fie pe benzină, să facă poc, 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 să scoată flăcări și așa. Hai, ne mulțumim cu ce avem. Iarăși foarte tare că acum uitam pe ea, este trapa, frate. Adică, nu știu, ținând cum că fac vlog, asta mă ajută pe mine foarte mult pentru că am lumină în mașină. Și pe lângă asta, e tare să ai trapă. Interiorul, iarăși, mi se pare foarte frumos. Asta sunt niște scaune deșeptar și am ceva opțiuni, adică am încălzire, am răcire, am masaj. Cum s-ar spune și cum mi-a spus mie cine. Are bagheta full mașina asta. Are active steering. Ce tot tărtar mai are? Uite, are chestia în spate, ia, se vede? Nu merge, stai. Încă o dotare tare pe care o are mașina. Nu știu dacă e neapărat useful sau useless. Voi să-mi scrieți în comentarii dacă vi se pare tare faptul că are acea pânză care se ridică. Are și pe geamurile din spate, doar că acolo e manual. Și nu știu neapărat pentru ce sunt perdeluțele astea, pentru că ea oricum are geamuri fumurii. Adică dacă sunt pentru intimitate, nu prea și au rostul, cel puțin în mașina asta. Sau nu știu dacă au geamurile opacitate 100%, adică să nu vezi nimic în interior. Habar n-am. Oricum ele așa de design sunt frumoase. Încă un lucru tare la mașina asta este că este automată și nu trebuie să mai stai să mai mesteci în mămăligă, să conduci cum se conduce o mașină manuală până la urmă și e mai ușor de condus, chiar dacă are mai mulți cai și tracțiune spate și trebuie să schimbi și cauciucurile. Da, mai sunt niște bonus de băgat în mașina asta, dar oricum pe viitor vreau să-i fac mai multe modificări, adică vreau să-i pun niște jante, vreau să-i pun perne de aer, vreau să-i pun un colan fain, așa că dacă aveți idei și sugestii, scrieți-mi în secțiunea de comentarii pentru că vă citesc toate comentariile. Și foarte important, dacă la acest clip facem 20.000 de like-uri, eu bag mașina la test de durabilitate. Ce ziceți, cum ar fi, bă? Mie îmi place mașina asta. Dar sunt dispus, dacă vreți neapărat să vedeți un clip cu test de durabilitate cu mașina asta, să-l fac. Bă, volan nu pot să zic că e decent. Nu e neapărat favoritul meu, cred că aș putea să pun unul mai nou, dar măcar nu e la vechi foarte urât. E volanul de M, care la mână se simte destul de confortabil, deci o să-l trec la îmi place, dar nu îmi place mult, mult, mult. E ok. Ca spațiu de depozitare în mașina asta ai o grămadă, aici cotiera. Mă rog, aici trebuie să fie un telefon, dar nu e, nu știu ce e, ok. Ai nu și acolo. Nașpa că n-are cap holder în față, dar în spate are. Mamă, uite un monitor acolo. Ăla e monitorul meu. Trebuie să-l pun înapoi la setup. Interiorul într-adevăr mi-ar fi plăcut să fie altă culoare, dar și negru ăsta e ok. Ce-mi place iar este griul ăsta pe care l-are pe ea. Dacă era griul ăla albuț așa, era mai nașpa. Așa ăsta un pic șobolan arată mai ok. Da, uite, aparent astea sunt 100%, nu văd în interiorul mașinii nimic. Deci perdelele alea sunt un pic useless. Dar ce-mi place iarăși la mașina asta, acum am uitat în jos și am văzut, frate, discurile, trierii, sistemul de frânare sunt foarte bune. E foarte bun. Uite, bă, ce m-a bătut un pic româna. Uite și pe față. Asta tare când ai motorul mare la mașină, ai sistemul de frânare mare iarăși și dacă spui jante spițate o să arate
superb. Nu știu, bă, pe mine spatele ăsta m-a cucerit. Îl iubesc, îl ador. Îl, mamă, nu știu, frate, n-am cuvinte. Încă sunt îndrăgostit mai mult de mașina asta, pentru că abia am luat-o. Sunt curios ce vreți voi în viitor să facem cu mașina asta. Dar hai să vă arăt și motorul, pentru că am vorbit de motor atât și voi nu știți cum arată motorul. La partea mecanică la mașină nu sunt foarte bun. Eu știu doar să apreciez o mașină, adică să văd dacă e frumoasă sau dacă e urâtă, mă rog, din punctul meu de vedere. Dar de aici nu știu ce să vă zic. Adică, nu, chiar habar n-am ce să zic, doar că e cald aici. Bup, farurile astea într-adevăr trebuie schimbate, că au prins aici puțin aburi, dar ce arată iarăși foarte tare. O secundă să văd dacă se vede pe timp de zi, dar pe timp de noapte arată superb. Da, uite, pe timp de zi nu prea se vede. Ideea e că ales galbene, nu sunt cele albe și arată foarte agresiv mașina. Cei care mă aveți la follow pe Insta știți că am mai pus story-ul. Și ce să vă mai zic, mă, că îmi place? Nu știu, frate, e foarte greu să găsesc chestii care nu-mi plac. În același timp, n-ar fi ok să zic că îmi place tot, pentru că da, într-adevăr mașina mai are niște minusuri. Adică aici la interior mie nu-mi place bagheta asta, poate cuiva îi place, dar mie nu. Și mă deranjează rău că se mișcă. Adică știu că mașina mai are niște defecte, dar eu mai mult am luat-o pentru cutie și motor, pentru că de restul m-am gândit că o să mă ocup eu. Faptul că am găsit-o cu pachetul ăsta, asta a fost un bonus. Dar să văd dacă o să mai aibă lufturile astea urâte pe care în unele părți le mai are. Dacă nu, aia o să le schimbăm. E tare, iarăși bine, dar vara mă cam rupe. Mă rog, am norocul ca unele ventilate. Ideea e că interiorul e din piele și arată frumos, se simte și confortabil. Iarăși îmi place chestia asta de aici, de la gât de postul să o setez. Nu știu cum arată scaunele normale pe mașina asta. Nu știu dacă astea sunt aftermarket, gen puse de cineva, sau puteai să cumperi mașina cu scaunele astea. Iarăși, dacă știți, scrieți-mi voi în comentarii. Hai să vă dau și vă un update aici mic scurt pe vlog. Eu numai ce m-am întors din Basau și din câte puteți vedea, nu sunt la mine acasă, sunt la Saica acasă. De ce? Pentru că a plecat la Târgu Jiu. Știți că acum e perioada asta cu Babu și a vrut să stea cu Nana zilele astea de bac. Și ghiște, a luat cheia de la apartament cu el în Târgu Jiu. De cât să merg până în Târgu Jiu? Nu știu cât fac până acolo, 5 ore cred, 5 ore întors, 10 ore pe drum. Aparent aveam la mine cheia de la casa lui și am zis, bă, ok, o să stau la tine. Știți că da, dar cea mai mare problemă e că nu am setup-ul meu și nu am filmările cu mașina, nu am nicio filmare. Și asta e și motivul pentru care n-am postat 12 zile, cred. Adică am avut un laptop în Basau pe care puteam să-i editez, dar iarăși nu aveam filmările și m-am chinuit ceva să fac rudele. Abia, nu știu, în ziua 8 de Basau s-am reușit să mă pun să editez și eu ceva. Oricum, cei care mă aveți la follow pe TikTok și pe Instagram, dacă nu mă aveți, vă sugerez să-mi dați follow. Ați văzut că am făcut content acolo din Basau. Băi, a fost o experiență mega tare. Adică au fost 10 zile în care chiar m-am distrat și chiar mă aștept ca pe canalul meu să apară clipuri și cu oamenii care au fost în Basau, pentru că, nu știu, conexiunea pe care aveam, vibe-ul pe care l-aveam toți acolo, era un vibe bun. Și încă o surpriză pentru voi, acum e 60 în service, l-am lăsat acolo să se ocupe băieții de tot ce înseamnă mașina aia. De băi, de motor, de cutie, de absolut tot. Eu mai am niște clipuri filmate cu el de dinainte, așa că o să mai pun niște clipuri pe canal. O să urmeze ce nu-mi place la mașină, pentru că ăsta a fost clipul în care v-am zis ce îmi place la mașină. O să urmeze un clip în care am făcut și niște modificări pe care deja le-ați văzut pe vlogul ăsta, dar dacă nu v-ați uitat la primul, nu știți ce modificări am făcut, așa că uitați-vă și la următorul. Și tot așa pe partea de mașini, o să urmeze o surpriză mare, pentru că i-am zis mamei, mama, vreau să-ți fac o surpriză. Și a zis, ce surpriză vrei să-mi faci? Și am întrebat-o dacă poate să-mi împrumute mașina, nu știu, o lună, două, trei, cât am eu nevoie de ea ca să o pun la punct. E vorba de polul pe care l-am cumpărat, dacă n-ați văzut videoclipul, iarăși vă fac o trimitere la videoclipul pe care l-am postat în care am cumpărat mașina mamei. Așa că în curând o să urmeze o serie în care modificăm mașina mamei mele. Vreau să-mi scrieți în comentarii ce culoare vreți să facem, ce jante vreți să-i punem și ce vreți voi să facem la mașina aia, eu aia fac. Acum hai să revenim la clip. Și nu vreau să mă lungesc foarte mult cu clipul ăsta. Nu uitați că la 200.000 de abonați, dacă îi facem în 2 săptămâni, dau drumul la un giveaway marfă rău de tot pe Instagram. Mai avem foarte puțin pe Instagram și ajungem la 100.000. Dați un follow și acolo. Unul Robinetul, nu neapărat apăsați butonul de like la clipul ăsta, pentru că m-a ajutat pe mine foarte mult. Eu am fost Robinet și ne auzim data viitoare. Ciao! Money line, I'ma run it in.